Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daia, l-a primit pe Hans Klem, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, joi. Temele principale abordate pe parcursul întâlnirii au vizat sectorul irigațiilor, al pătrunderii României pe piața din Statele Unite cu produse din carne, al biotehnologiilor, al cercetării în agricultură, precum și provocările aduse de schimbările climatice. În acest context, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daia, a amintit despre întâlnirea pe care a avut-o în cursul săptămânii trecute la seminarul pentru reabilitarea irigațiilor la care au participat atât ambasadorul Statelor Unite, cât și cel al Israelului, cât și delegații de specialiști în domeniul irigațiilor. Ministrul a arătat că pivotul central al interesului pentru agricultura din România îl reprezintă sectorul irigațiilor, un obiectiv de investiții de mare valoare, extrem de complex. Totodată, Petre Daia a subliniat că prioritatea zero a Guvernului României o reprezintă creșterea productivității agricole prin investiții în infrastructură, în sistemele de irigații, în depozite, în mașini și utilaje agricole în deschiderea de noi piețe de desfacere. În continuare, ministrul a detaliat pentru ambasadorul Statelor Unite la București etapele prevăzute pentru realizarea programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații, care prevede o investiție totală de peste un miliard de euro. La rândul său, ambasadorul Hans Klem a menționat că un alt domeniu în care poate fi realizată colaborarea dintre România și Statele Unite este cel al cercetării, fiind util în acest sens schimbul de experiență în vederea creșterii producțiilor și implicit a veniturilor pentru fermierii români cu scopul de a spori prosperitatea în mediul rural. Având în vedere bunele relații de colaborare și interesul deosebit pentru potențialul agricol al României, ambasadorul Hans Klem și-a manifestat dorința ca în viitorul apropiat să fie numit un reprezentant pe probleme de agricultură din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite în România.